Așa cum există combinații astrale menite pentru o viață fericită și lungă împreună, există și reversul, cazurile în care stelele nu s-au aliniat în armonie, ci l-au condamnat la eșec. Berbecul și Scorpionul sunt guvernate de aceeași planetă, Marte, ceea ce aduce o pasiune intensă în relația lor. Cu toate acestea, diferențele lor fundamentale de temperament și exprimarea emoțiilor pot duce la conflicte frecvente. Berbecul este impulsiv și sincer în exprimarea sa, în timp ce Scorpionul este mai răbdător și își planifică răzbunarea într-un mod subtil. Aceste diferențe pot provoca tensiuni și lipsă de respect reciproc, ceea ce face ca relația să fie dificilă pe termen lung. Gemenii și Capricorn. Gemenii sunt jucăuși și se adaptează ușor la schimbare, în timp ce Capricornul este disciplinat și orientat spre planificare și stabilitate. Aceste diferențe pot duce la neînțelegere și frustrare în relația lor. Gemenii pot părea superficiali și lipsiți de angajament pentru Capricorn, în timp ce gemenii pot considera Capricornul prea rigid și serios. Aceste diferențe fundamentale în abordarea vieții pot face ca compatibilitatea pe termen lung să fie dificilă. Rac și Vărsător. Racul este profund emoțional și caută siguranță și securitate în relații, în timp ce Vărsătorul este mai preocupat de evenimentele sociale mai largi. Aceste diferențe pot duce la tensiuni în cuplu. Racul poate simți că nu primește suficientă atenție și sprijin emoțional din partea Vărsătorului, în timp ce Vărsătorul poate simți că este restricționat în dorința sa de libertate și independență. Aceste discrepanțe de nevoi și valori pot afecta compatibilitatea pe termen lung. Fecioară și Săgetător. Fecioara este preocupată de planificare și îndeplinirea responsabilităților, în timp ce Săgetătorul este mai liber și spontan în abordarea vieții. Aceste diferențe pot provoca tensiuni și neînțelegere în relația lor. Fecioara poate simți că Săgetătorul nu este suficient de responsabil și delicat, în timp ce Săgetătorul poate simți că este limitat și restrâns în dorința sa de a explora și de a se bucura de viață. Aceste discrepanțe în abordarea vieții și valorile fundamentale pot face ca relația să fie problematică pe termen lung, relatează știrile ProTV.ro.